Șampus aici. Da. Miere de albine. Pe ce? Un picioruș de ied. Vezi că intrarea la clip roade mai în botă să mă roz. Deci zici că bate umbră. Bună ziua, dragii mei. Fă tu intrare. Ce? Deci bolnavă? Da. Ce? Ce doie, mama? Așa spune, mama, ce doie? Păi, oameni, după cum vedeți, fiți atenți aici. Să pregătește pulpa de ied. Pulpa de ied care va veni și Zoli Piețarul să mănânce mâine. Fiți atenți, până mâine vă spune Liana, pune Damijan acolo că mă pughe imediat. Spune, mami, la pulpa de ied, ce ai pus la tavă? La maturată. Am băgat usturoi cu ceapă înăuntru. Așa. Am sărat, am piperat. Da. Aici am mai pus ceapă, usturoi, o lingură de miere de albină. Aha. Un pic de compot de ananas. Sare și piper și vin. Compot de ananas. Mierea de albină, sare, piper și vin. Da, și lăsăm până mâine să stea așa. Ăsta e din iedul de la Ion, de la Bistrița. Ia uitați-l. Așa. Ananasul. Cel mai important, ananasul și miere și vinul. Așa. Mierea. Chietata. Și damijana de vin. De unde? De la prietenul meu, Grigori Tomuță. Și îl acoperă cu folie. Nu la frigider, lasă-l afară pe balcon. Nu, nu afară. Tu, cu, la căldură să ăsta, lucrează, lucrează. Nu, la frigider. Ha? La frigider. Dacă îți dau 1.000.000, îl lași afară. Nu, ur. Ur. După ce am lăsat mielul, l-am macerat. Cam 24 de ore. Le-am băgat la cuptor. Am mai tăiat niște bucăți de slănină. Și l-am băgat la cuptor. L-am lăsat acoperit o oră jumate. Cu folie. Din asta de aluminiu. După care am luat folia și mai las încă o jumătate de oră. Să fac o crustă frumoasă deasupra. Cartofi lângă, imediat îi pregătesc. Aia e papa bun. Aia e papa bun. Mie nu mă place mielul. Eu nu mănânc. Mai vrei să mă las? Cum să nu mai lași? Mai lacio, mai lacio. Mai lacio, mai lacio. Eu și Petrico a venit după miros. Mai lacio, mai lacio. Ce-i Petrică? După mirosul. Ce frită. A, bune, sunt ce e ala, mă. Ha? Ce e ala, mă? Ieduț. Ied. Da, dar trebuie să fie bun. A venit pașinul. Acolea, piciocurea.